Din munții Boemiei până în malurile Dunării și de la Tisa până la Marea Cea Mare, se întindea așezarea geților, numiți și daci, ale căror seminții se deosebeau de toate celelalte prin istețimea și vitejia lor. Ei se rugau unui singur zeu, anume Zalmoxis, care le dăruia după moarte viața cea veșnică. Primul rege al acestui stat a fost Burebista, care se urcă pe tron în anul 82 înainte de Hristos. Burebista este descris ca o mare căpetenie care a predat o mare parte a Europei, i-a cucerit pe celți și s-a implicat în politica Romei. Aproape 4 decenii din istoria Daciei au fost marcate de personalitatea lui Burebista. O parte din opera înfăptuită de el i-a supraviețuit, influențând evoluția ulterioară a statului dac până în momentul cuceririi romane. Realizările sale s-au întemeiat pe anumite condiții istorice reale și pe anumite cerințe obiective ale societății dacice. Despre familia lui Burebista nu se știe absolut nimic, deși multă vreme s-a crezut că o inscripție grecească, decretul în cinstea lui Acornion din Dionysopolis, l-ar menționa pe tatăl regelui. Acest tată era un personaj important și puternic, căci el se dovedește capabil să-i scutească pe cetățenii din Dionysopolis de ceva, probabil de un tribut. Prima impresie este că despre marea căpetenie Burebista se știu foarte multe. În realitate, este un personaj enigmatic, care apare sub diferite nume și în puține surse istorice antice. Burebista este un personaj foarte bine cunoscut al istoriei românilor. Generații întregi de școlari au învățat că Burebista a fost un rege care a stăpânit peste un presupus stat dacic centralizat și foarte bine organizat, cu legi proprii și sisteme superioare de administrare a populației. În realitate însă, Burebista a fost un personaj enigmatic. Nu se știe cu certitudine ce stat a condus, dacă a existat un stat dacic, și cu atât mai puțin cum funcționa. Cu toate acestea s-au găsit câteva mențiuni antice cu privire la existența și acțiunile lui Burebista. Burebista este numele cunoscut de publicul larg, dar există diferite variante ale numelui acestei căpetenii. De exemplu, istoricul și geograful antic grec Strabon, în Rerum Geographicarum, îl numește Burebistas sau Boirebistas, în timp ce istoricul Iordanes, în secolul 7 după Hristos, îi spune Buruista. În inscripțiile grecești, mai este cunoscut și sub numele de Barabista. Existența sa pe teritoriile dacice este dovedită de câteva izvoare istorice antice. Totodată, Strabon îi atestă clar și apartenența etnică. Burebistas, bărbat jet, luând conducerea neamului său, scria grecul. Burebista este atestat și de o inscripție din orașul grecesc Dionysopolis, dar și de Iordanes. Acesta, din urmă, arată că Burebista a trăit în secolul I înainte de Hristos, fiind deja rege al dacogeților. În timp ce Sila lua puterea la Roma în anul 82 înainte de Hristos. Totodată, istorici precum Constantin Giurescu sau Dinu Giurescu arată că Burebista a fost din neam nobil, devenind căpetenie a tribului său. Se presupune că era stăpân peste neamul burilor, menționați de Ptolemeu, din Câmpia Munteană, ci că își avea centrul puterii la Argedava și în niciun caz în zona Orăștiei. Capitala acestei mari stăpâniri a fost așezarea getică Argedava. Nu se știe precis unde era situată. Se bănuiește că s-ar fi aflat la sudul sau sud-vestul Carpaților.
Unii au identificat-o cu Arcidava în Banat. Alții au plasat-o pe râul Argesos, Argeșul, cu al cărui nume seamănă, scria Constantin Giurescu în Istoria Românilor. Totodată, istoricii menționați sunt de părere că în 82 înainte de Hristos, Burebista atinsese deja apogeul, începând campaniile de cucerire a altor ținuturi. Conform istoricului Iordanes, Burebista își începe domnia în jurul anului 82 înainte de Hristos, dată care a fost calculată funcție de momentul venirii la putere a lui Sila la Roma. Burebista a fost stăpânul unui teritoriu în hinterlandul Histriei, având capitala la Argedava sau Argidava. Iar pe măsură ce stăpânirea sa s-a întins și de o parte și de alta adunării, este posibil să-și fi mutat capitala în Câmpia Munteană, la Argedava, de la Popești, pe râul Argeș, scria Iordanes. Nu se știe cum a reușit Burebista să devină rege, dintr-o căpetenie regională și un șef al triburilor burilor. Și mai ales, nu se cunoaște cum a reușit să îngenuncheze numeroasele triburi războinice ale dacilor și geților. Cert este că a făcut-o. A izbutit, așa cum arată izvoarele antice, să unească sub sceptrul său întreaga lume getodacică, devenind una dintre cele mai mari căpetenii tracice și un rege care dădea fiorii marilor puteri ale antichității în regiunea central-est și sud-europeană. Boirebistas Getul, luând conducerea națiunii sale, a ridicat pe oamenii aceștia înrăiți de nesfârșitele războaie și i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci, așa încât, în câțiva ani, a întemeiat o mare împărăție și a supus geților aproape pe toți vecinii, spunea Strabon. Mai mult decât atât, izvoarele antice ne arată că Burebista ajunsese să își întindă stăpânirea la sud de Dunăre, asupra neamurilor tracice din acea zonă, dar și asupra litoralului Mării Negre, inclusiv cel care astăzi se află în Bulgaria. Regele Burebista, ajungând cel din tâi și cel mai mare dintre regii din Tracia și stăpânitor al tuturor ținuturilor de dincolo și de dincoace de Dunăre, se arată într-o inscripție din orașul grecesc Dionysopolis, actualul Balcic, din anul 48 înainte de Hristos. De altfel, aceeași inscripție arată o realitate interesantă. Burebista este de fapt un prinț moștenitor al unui alt mare Tarabostes, care băgase frica inclusiv în greci. Documentul amintit arată că un oarecare diplomat grec, Acornion, pusese trimis la tatăl lui Burebista. Diplomatul din Dionysopolis trebuia să-l convingă pe puternicul Tarabostes din Muntenia să cruțe cetatea grecească. Acornion va rămâne în slujba lui Burebista, fiul acelei căpetenii a burilor. Dacă nu se știe cum ajunge Burebista la putere, se știe însă că, unind triburile geților cu cele ale dacilor, devine o căpetenie cu o formidabilă putere militară. Strabon afirma că avea peste 200.000 de războinici. Pentru mulți istorici, pare o cifră exagerată. Pentru alții, reprezintă însă o realitate. Cert este că Burebista stăpânea peste triburi cu războinici feroce, înrăiți, așa cum arată Strabon, și pe care i-a aruncat asupra Europei centrale și de sud. Burebista face legea asupra grecilor, celților și pustiește cumplit Europa în câteva campanii de jaf. În primul rând, ca orice Tarabostes din Câmpia Munteană, a visat la bogăția celților greci de pe malurile Mării Negre. Întâi îi scapă pe greci de romani, apoi îi supune. Între 71 și 61 înainte de Hristos,
O parte dintre cetățile grecești erau sub stăpânire romană. În 73 înainte de Hristos, Istria se revoltă și cu ajutorul lui Burebista îi alungă pe romanii conduși de guvernatorul Antonius Hybrida. Astfel, cetățile grecești i-au dat ascultare lui Burebista, sporindu-i puterea, dar și averea. Orașele grecești de pe țărmul Mării Negre ascultau de Burebista, și nu numai cele de pe țărmul astăzi românesc, care mai înainte, între 71 și 61 înainte de Hristos, puseseră stăpânite efectiv de romani, dar și unele de la sud de Balcani, cum au fost Mesembria și Apolonia, scria Constantin Giurescu. Mai mult decât atât, aflăm din documentele antice că Burebista și-ar fi aruncat războinicii asupra întregii Europe. Trecea neînfricat Istrul și prăda Tracia, până în Macedonia și Iliria, spunea Strabon. Cel mai mult au avut de suferit din cauza lui celții. Deși neamurile celtice erau de temut în Europa antică, războinicii lui Burebista au ras de pe fața pământului triburi întregi. A pustit astfel pe celții care se amestecau cu tracii și ilirii, iar pe boii, care se aflau sub ascultarea lui Critastiros, precum și pe tauriști, i-a șters de pe fața pământului, mai spune Strabon. Totodată, i-a nimicit și pe scordiști, un alt trib celtic, și a pustit până în Europa centrală, ajungând să înfrângă și câteva triburi germanice. De asemenea, însăși Iulius Cezar îi amintea pe celții terorizați de daci, care încercau să scape de furia lor. Un astfel de rege barbar, în apropierea frontierelor romane, nu putea decât să semene teamă în rândul senatului. Se spune că Burebista i-a sfidat pe romani, ajutând cetatea Histria, dar și prădând, pătrunzând adânc în zona Balcanilor, fără să-i pese de romani. Strabon, în special, arată că Burebista era temut de romani. În plus, datorită puterii sale, acesta se implică și în politica romană. Prin intermediul lui Acornion, încheie un tratat cu Pompei, în timpul războiului civil cu Iulius Cezar. Căpetenia barbară se oferea să-l sprijine militar pe Pompei. Războinicii daci ajung însă prea târziu, iar Pompei este înfrânt. Iulius Cezar pregătea un război cu dacii. Nu a mai apucat, fiind asasinat în 44 înainte de Hristos. Aceeași soartă a împărtășit-o și Burebista, ucis de ai săi, probabil de căpetenii din zone îndepărtate, nemulțumite de faptul că trebuiau să-i dea ascultare. Nu se știe cu precizie cum a reușit Burebista să mobilizeze o forță atât de importantă, ci mai ales să se facă ascultat de războinicele triburii dacice. Autorii antici ne oferă însă niște indicii. Se pare că Burebista a aplicat noi principii de conduită, dar este posibil să fie instaurat și un nou cult religios. Totul se explică prin prezența lui Deceneu, atestat ca mare preot, dar și ca un învățat căruia Burebista îi acordă statutul politic de vicerege. Getul Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât, în câțiva ani, a făurit un stat puternic, explică Strabon, arătând astfel care erau metodele lui Burebista.